Din adolescență caut semnificația adevărată a afecțiunilor, să cunosc în profunzime ce se petrece atât în corpul meu, cât și cu prietenii mei, cu cunoștințele mele, de unde apare o anumită afecțiune, cum apare suferința, ce produc emoțiile. Am găsit acest curs de formare în Ne merge cu crina, care a fost un răspuns al căutărilor mele. Și în aceste 6 luni, mai precis, după aproximativ o lună jumate, am înțeles un lucru foarte important pentru mine, că nimic haotic nu se poate petrece în corpul meu. Pur și simplu totul se petrece după un program biologic special, în funcție de cum interpretez eu realitatea sau, mai bine zis, evenimentele din viața mea, realitatea mea subiectivă. Și în funcție de această realitate a mea subiectivă, în corpul meu se declanșează anumite programe. A fost foarte important și este foarte important pentru mine să-mi asum această responsabilitate, că nimeni, altcineva, nu-i de vină, pur și simplu nici măcar eu nu sunt de vină. Experimentez lucruri și uneori apar niște consecințe care, dacă îmi place care sunt consecințele, continui. Dacă nu, caut să fac altceva. Și cel mai important lucru a fost după primul modul, am obținut această relaxare mentală, că chiar nimic haotic nu se poate petrece în corpul meu, și această relaxare a dus la o flexibilitate a corpului meu fizic, chiar măsurabil. Eu de mult timp nu am mai putut să fac exerciții fizice la modul să ating cu degetele vârful picioarelor. Și acum chiar măsurabil 70 cm de flexibilitate pe corpul fizic numai prin faptul că m-am relaxat mental. Ceea ce este foarte îmbucurător pentru mine. Evident că am obținut prin aceasta și încredere atât în mine, încredere în viață. Și chiar a fost observată această stare a mea de încredere mult mărită în sine de prietenii mei. Și mi-au dat feedback. Chiar m-au felicitat și m-au întrebat ce am făcut. Și i-am spus: uite, sunt la un curs, sunt la cursul de formare NMG și ce facem noi acolo? Aici la curs am cunoscut oameni frumoși, oameni minunați, au legat prietenii. Suntem o familie unită. Pentru mine este foarte important asta. Sunt plină de recunoștință și mulțumesc!